perioada 27 septembrie-1 octombrie 2021, delegații Gărzii Forestiere Suceava au efectuat mai multe verificări, constatând ilegalități în defrișarea arborilor, precum și prejudicii uriașe aduse Fondului Forestier Județean. Ocolul silvic de alul negru de pe raza comunei Șarul Dornei a identificat o exploatare ilegală pe o suprafață privată de pășune împădurită, aparținând unei persoane fizice și comercializarea masei lemnoase. S-a constatat faptul că, deși masa lemnoasă figura ca fiind expediată din parchetul de exploatare, în teren au fost identificați un număr de 37 de arbori din specia molid neexploatați. Ca urmare a acestor constatări, Garda Forestieră a aplicat o amendă în valoare de 5.000 de lei și a dispus confiscarea valorică a cantității de arbori, ce au însumat un prejudiciu de 3.153 de lei. În aceeași perioadă, pe raza comunei Sucevița, în suprafața de fond forestier administrată de către Ocolul Silvic Privat Bucovina, delegații Gărzii Forestiere Suceava au constatat în urma verificărilor un număr de 41 de cioate provenite din tăieri ilegale de arbori, valoarea totală a prejudiciului fiind de 44.165 de lei. Alte tăieri ilegale au fost identificate în Moldovița. Aici, organele competente au identificat un număr de 16 cioate provenite din tăieri ilegale, având un volum total de 26,28 metri cubi, valoarea totală a prejudiciului fiind de 16.139 de lei. Și în acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală competente cu privire la infracțiunea de tăiere fără drept și în acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală competente cu privire la infracțiunea de tăiere fără drept de arbori și furt. Reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava au ținut să precizeze că astfel de verificări vor avea loc constant, iar neregulile vor fi sancționate conform prevederilor legale și aduse la cunoștința publicului larg.